ChatGPT ne-ai torturat. ChatGPT, după cum știți, este o platformă care a bubuit în ultimul timp. Așa că astăzi ChatGPT ne va decide probele din fotbal. Bun, băieți, l-avem chiar aici pe Iosif, care ne va ajuta pe parcursul acestui clip. Iosif, să-l întrebăm direct pe ChatGPT ce probe ne va da, mă, ce crezi? Un robot să ne controleze pe noi. Pune-mi provocarea amuzantă din fotbal pe care pot să o fac. Provocarea se numește fotbal cu baloane de apă. Wow, de ne face flashcă că oricum sunt 36 aveți de grade. Aveți screenshot pe 36, 49 de 49, grade. 30, mă, bă! Dai, voleu! Dar știi că asta e tot ceva. Rândul meu, Doamne ajută să nu mă văd. Pregătit, nu? Hai! Da, mi-a dat pe poartă. Hai să vedem. Bombonele. 3, 2, 1. Boilo! Boilo! 1. Boilo! Boilo! Bă, mâncava-și gura voastră. Bă, nu-s. Ți-ești gura ta. Te-a găsit? Da. Nu cred că-i întreg. E întreg. Nu cred că nu s-a spart, bro. A căzut. Repede! Băi! Băi, mai am o șansă, dacă nu se sparge indestructibil. Hai să vedem. Bă, și eu chiar vreau să mă aud, adică până la urmă e o pierdere pentru mine. Hai. Se aude, da? Hai să vedem. Băiți, acum o să-i facem o farsă, băi, să-i stăm cu balonul în cap. Băi, așa bulan, mă? Da, mă. Da, unde, unde dai? Gata, gata, hai. 3, 2, 1. Bă! Da. Nu da, nu da. Nu, dacă după nu am tricou să... Dacă vrei, stai așa, bă, cam ieși. Nu, 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 stai, stai, stai. Hai, hai. Bă, c***e, bă! S-a spart. Bă, și eu mi-am dat tricou jos. Cum, băi, după ce ne-am chinuit la proba precedentă, acum hai să trecem la următoarea probă. Hai, tu te uiți dacă nu m-am urat. Hai să vedem. Bulan, vă zic eu. Hai, bă, să vedem ce probă mai avem. Ai măsluit balonul. Fotbal cu mâini interconectate, fii atent. Ce naiba mă prin cablu, prin oarele, spre ce mai adus? Deci, ideea să joci fotbal cu mâinile conectate de partenerul tău de echipă. Puteți utiliza o bandă elastică, un șal sau orice altă... O bandă? O bandă? O bandă elastică. Dar noi avem, ce avem noi? Da, noi... Computația. Ai de cap, noi avem aici niște... A căzut și cheia, fraților. Tu, șef, fiți atenți aici. Am făcut cu cheia, gata. Bun, băieți! Pușcăria! Uite acum de la jilava! Hai, la clip, că nu ai pot! 2, 1, hai! Băi! Nu mă lăsa! Băi, ce-am dat un gol până acum? Un gol, mai avem încă 26. Clar, e rău. Unde pui? Unde e? Băi, gata că trebuie să te tragă pe mine. Da? Vino! Nu! Păi gamiești! Am dat gol în sfârșit! Aie, ce prost! Nu! Da, mă rămâne! Așa? Mai așa. Hai, bă, scoate cheia, că nu mai pot. Unde e cheia? Băi, ești prost? Mama, ce mi-a făcut la mână? Voastră. Bă, unde e cheia? Bă, ți mă plăcă, că știu. Tu voi bip aici, dacă e la tine. E la tine, eram sigur. Hai să mă scot. Frumos. Hai, că deja mi-a făcut rana. Mamă, mâncați să-și gura tot ce mi-a făcut asta la mână. Ce sunete scoate în face ăsta. Așa, mă. Mamă, ce bine. Am scăpat, bă, ChatGPT nu ne mai tortura, te rog eu. ChatGPT ne-ai torturat. Provocarea este trăgătorul orb, după cum puteți vedea. Bă, dar din păcate n-avem fularul. Unde e Iosif, mă? N-avem fular? Nu,
În fața ta. În fața ta. Dă-i! Bă, stai mă. Mai în spate. Mai în spate. Mai în spate. Mai, mai. Mai în spate. Mai în spate un pic. Stop! Dai tare în ea, acolo, în fața ta. Dai tare. Tare, bă. E, că vezi? Tare. Bă, tu faci ceva. În fața ta. De. Da, mă, aici, minge. De, mă, tare în ea. De, mă, tare în ea. Mamă, de minge, că nu mai pot. Tio, băieți, mă păcălește. Că te-am auzit! Te-am auzit! Unde ești, mă? Bravo! Au, dar ți-ai rupt piciorul! Să mă bată, mama, ți-ai rupt piciorul! Mamă, unde am dat-o, cum am dat mingea? Ți-ai rupt piciorul, bro! Mamă, cum am dat mingea! A fost gol? A fost gol, acum Iosif urmează. Bagă-ți asta pe cap, că bun băieți, ne-a făcut Iosif o farsă aici, după cum ați putut vedea, da? Hai, mă, să te vedem! Hai! Hai! Tu mi-ai făcut așa, hai că să fac și eu așa. Hai, vă prins. Hai, du-te. Unde? Hai. Du-te, cum ai știut? Păi am auzit-o, vrea să dau cu stângul. Doar că am auzit că e pe dreptul. Cum ai știut, incredibil. Bun, băieți, am terminat în sfârșit cu provocările la arce. Suntem în stare? Am bătut aiaiul? Am bătut aiaiul, am bătut tot. Am bătut tot, am bătut roboții. Nimeni nu ne-a putut opri. Băieți, dați un like, ne-am chinuit foarte, foarte mult la clipul ăsta. Nu uitați să dați vreo... Cred că am stat vreo 3 ore aici la progres. Că tot vine vorba de progresul. Progresul este cel mai bun sintetic din București. Băi, din punctul meu de vedere, cred că e cel mai bun sintetic din București. Acestea fiind spuse, am încheiat și noi cu acest clip. Până atunci, ne auzim data viitoare. Hai să faceți și noi 1000 de abonați, v-am pupat.